Hristos a înălțat! Preacuvioși părinți și iubiți frați, praznicul înălțării Domnului face parte din cele 12 praznice împărătești care culminează anul bisericesc și este unul din marile praznici ale Mântuitorului, mai ales prin faptul că din ziua aceasta, a 40-a zi după Paști, Hristos Domnul s-a înălțat la cer și s-a așezat pe tronul slavii de-a dreapta Tatălui. Așa încât praznicul de astăzi are foarte mari însemnătate pentru cei care cred cu tărie în Hristos, pentru ortodoxi și cei adevărați, pentru cei care vor și ei să se înalță și să fie acolo înaintea tronului Preasfintei Treimi. Tana este atât de mare încât nici îngerii nu pot să o explice, dar noi credem să mărturisim un Dumnezeu în trei persoane și așteptăm învierea morților și viața ce va să fie. Dar pentru ca să ajungem și să dobândim această așteptare, ne trebuie și nouă grijă, ne trebuie și nouă pregătire, încă din trup, cu sufletul să ne înălțăm către Hristos. Și asta este, poate, tocmai miezul predicii de astăzi, pe care îl vom explica mai la urmă. Deci, praznicul înălțării Domnului are loc la 40 de zile după Sfintele Paști, după Sfânta Înviere. Că așa a rânduit Bunul nostru Mântuitor, ca din zorii zile din tâi de Paști, când a înviat din morți, s-a întemeiat o nouă sărbătoare, un nou Paști, sau o nouă zi de sabat, un nou de sâmbătă evreiască, Duminica Învierii. Și a rânduit ca să stea 40 de zile să se arate la mai mulți din ucenicii săi, începând cu Maica Domnului, cu Sfânta Maria Magdalena, cu Sfinții Apostoli, cu alți mulți, li s-au arătat și le-a arătat mâinile și coasta sa și picioarele sale în săpate și spate de pui și de sudiță și i-a învățat și a dat ultimele sfaturi și ultimele cuvinte. Iar la 40 de zile, așa a înduit Preasfânta Treime ca Mântuitorul să se înalță la cer cu tot cu trup. Aici e un lucru foarte important. Hristos a venit fără trup și a luat trup din femeie, din Preasfânta Fecioară Marie, trup de om, afară de păcat. Dar la înălțare s-a înălțat cu tot cu trupul luat de Maica Domnului. Care este valoarea sau importanța duhovnicească a acestei cinduieli dumnezeiești? Că și trupul acesta trebuie păstrat curat. Că modelul desăvârșit al trupului omenesc este înaintea Tatălui Ceresc, în însuși trupul Mântuitorului Hristos. Trupul nostru își are acolo modelul adevărat al trupului. Și cum Hristos a păzut trupul său curat, va așeza la patimă că Hristos n-a pătimit ca Dumnezeu, ci cu trup omenesc, ca om numai a pătimit, dar pentru mântuirea lumii. De aceea, trupurile noastre sunt surori cu trupul Mântuitorului, care este înaintea tronului Preasfintei Treimi. Și de aceea suntem datori ca acest trup să-l păzim curat. De aceea îl punem la post și la metanii, la rugăciune și ne înfrânăm de la toate neputințele și de la cele trupești, de la cele sufletești și ne înfrânăm și de la băuturi uneori, uneori îi dăm și mâncare puțină sau câte două, trei zile de post, alteori îl stăpânim de la instinctele cele pământești și animale și din trup, alteori cu tare și cu tare. De ce? Că și acest trup trebuie să stea înaintea lui Hristos, nu numai sufletul nostru. La judecata de acolo, toți vom învia și trupurile noastre vor sta înaintea tronului Preasfintei Treimi, înaintea dreptului judecător. Și ne va judeca și pentru trup, nu numai pentru suflet. Că Dumnezeu Mântuitor a avut trup, mânca, se odihnea, flămânzea, înseta, îmi spunea că mi-i sete. Și toate acestea care au un dublu înțeles, și unul mistic și unul direct, așa cum l-au auzit. De aceea, să știm și aceasta, că după 40 de zile, cum spune Sfântul Evanghelist Luca, Mântuitorul s-a arătat tuturor ucenicilor săi, celor 11, că și Iuda era deja spânzurat pe creangă de copac și era luat deja de diavol în adâncul, adâncul iadului. Că un apostol l-a vândut. Și după ce i-a îmbărbătat și i-a îndemnat și a dat poruncă să meargă în toată lumea, să vestească cuvântul Evangheliei la toată zidirea și ceea ce va crede și se va boteza, se va mântui. Iar cel ce nu va crede și nu se va boteza,
nu se va mântui. A lăsat la voia omului. Că dacă era obligat direct, ar fi obligat Dumnezeu pe om, voința omului, nu mai erau alți chinezi și alte liste și alte țări, unii nici nu vor să creadă, nici nu au auzit măcar de Hristos. Deci, i-a îndemnat să vestească cuvântul, să mărturisească Preasfânta Treime și să boteze numele Preasfintei Treime. Și zice, cel ce va crede și se va boteza, se va mântui. A fi botezat nu înseamnă numai în momentul botezului, ci a trăit după botez, cum ai făgăduit. Iar cel ce nu va crede și nu se va boteza, spune mai departe, se va osândi. Deci este totul la libertatea omului. De aceea avem astăzi 3 miliarde și jumătate de oameni păgâni care nu cred în Hristos. Inclusiv evrei, inclusiv mahomedani și aproape toate țările Asiei. Nu cred în Hristos. Cred în orice, dar nu în Hristos, încă în Hristos cel înviat. Așa încât după ce i-a dat această poruncă, deci i-a scos afară în Betania. Ierusalimul, noi am fost pe acolo cândva, Ierusalimul este pe o coastă așa de munte, cum ar fi cam către apus. Și cel mai înalt înălțime de acolo este muntele Golgota. Și nu departe de acolo, la 500 de metri, dacă mai merge așa, este muntele Sionului, în partea de către apus, cum arăt eu cu mâna. Iar în partea de răsărit, cum e altarul acum, acolo este Valea Ghetsemanii, și se urcă numai decât cum cobori în vale, unde Mântuitorul se ruga acolo între măslii, din valea aceea se urcă un munte, vis-a-vis cum ar fi de altarul nostru, la 2-3 km. Se urcă un munte destul de înalt, e muntele măslinilor. Are 800 de metri înălțime și destul de abrupt pe unii locuri. Merge așa în serpentină ca să ajungi pe vârful lui, e așa că și pe acolo pe sus sunt mănăstiri, sunt sate, sunt creștini, sunt și păgâni pe acolo, pe care vezi. Ei bine, acolo, pe vârful muntelui, i-a dus pe ucenici pe platoul muntelui Măslin, e un platou lung, la, nu e așa de ascuțit, cum se crede, și acolo i-a urcat pe ucenicii săi și pe când îi binecuvânta, să luați aminte, pe când Domnul îi binecuvânta și Hristos binecuvântează cu mâinile amândouă, așa cum vedeți în icoană, și cum fac și episcopii. De aceea, episcopii sunt chipul lui Hristos. Ei binecuvântează cu ambele mâini, ca și Hristos. Iar preoții numai cu mâna dreaptă, iar ceilalți numai prin Sfânta Cruce se binecuvântează. Și zice, de când se ruga, se binecuvânta, s-a înălțat la cer. Deci când s-a înălțat Hristos, s-a despărțit de pământ, de oameni, pocărându-ne sau binecuvântându-ne, pe când e binecuvântat și ce se înseamnă aceasta? Că Dumnezeu iubește lumea, că Dumnezeu iubește și pe păcătoși, că Dumnezeu Mântuitorul, nici pe Iuda n-a vrut să-L vadă spânzurat, dar dacă singur și-a ales drumul acesta, vezi, la libertatea omului, nici prea Sfânta Treime nu insistă. Te lasă liber, îți spune, aici e raiul, aici e iadul, aici e Dumnezeu, dincolo demonul, aici e biserica, dincolo e cârciuma, aici e mântuirea, dincolo e osândirea, aici e frate. Vezi? Atâta de multă libertate ne-a dat Dumnezeu, încât putem să hotărâm sau să luăm un hotar. Fac cu tare sau fac cu tare, mă duc acolo sau mă duc dincolo. De aceea tot ce face omul, oriunde merge, oriunde se întoarce, orice face, orice nu face, el răspunde personal. Și pentru aceea Dumnezeu, ca omul să nu greșească, i-a dat și înțelepciune, i-a dat și în minte, l-a luminat cu baia Sfântului Botez și i-a dat păstori, preoți și episcopi. Când nu știi, ai duhovnic. Când nu știi care e bun dintre două, ai vrea cu tare sau cu tare, mergi la arbitru care este Hristos prin rugăciune și la preotul tău duhovnic sau preotul satului și întreabă-l și îți va spune, nu, fă cu tare, nu cu tare. Și așa se face cum îți spune el, că Dumnezeu grăiește pe el, chiar dacă preotul e mai așa. Nu contează, harul lucrează, credeți și ne vom mântui. De aceea Hristos s-a despărțit de lume binecuvântându-ne, ea nu blestemându-ne. Deci El ne iubește în continuare, ne binecuvântează în continuare și să înțelegem taina aceasta a înălțării, că Hristos s-a înălțat cu tot cu trup, deci cu trupul omenesc luat din Fecioara Maria, deci cu trupul nostru personal și s-a înălțat și s-a așezat de-a dreapta Tatălui. Sfinții Părinți spune că a zecea zi, cum ar fi, că în cer nu sunt zile și nopți, dar cum ar fi la noi a zecea zi, El s-a așezat de-a dreapta Tatălui și a zăbovit că cum se spune la noi azi cu oră, cam câte o zi, la fiecare ceată îngerească. Sunt 9 cete sau ceruri de îngeri. 9 cete sau coruri sau ceruri de îngeri care înconjoară slava Preasfinței Treimi. Și la fiecare ceată, Hristos poposea
și-i sfințea și-i binecuvânta și îngerele întâmpinau cu trâmbițe și glas de trâmbițe. Așa cânte psalmistul, suitul sau Domnul într-o strigare, Domnul în glas de trâmbițe. Sau înalță-te la cerul Dumnezeule și peste tot pământul să fie slava ta. Că Dumnezeu când se înalță la cer nu înseamnă că ne-a părăsit, din contră. Dumnezeu nu este cu noi, nu-L simțim. Când ne rugăm, nu-L simți în inima ta. Când te apropii de preot și spui păcate, nu-L simți pe Dumnezeu în inima ta. Când te apropii cu buzele tale tremurând de Sfântul Potir să primești Sfintele Taine cu smerenie și cu lacrimă, nu-L simți că este în inima și pe buzele tale. Deci Hristos nu ne-a părăsit. Nu trebuie să gândim ca oameni cât kilometri de aici sau atâta de acolo până dincolo. Nu! Hristos este prezent pretutindenea și în iad este prezent Hristos. Dar pentru că cei care și-au ales iadul și păcatul și nepocăința merită pedeapsa, Domnul nu-i scoate de acolo, doar biserica prin Sfintele ei rugăciuni pe cei care sunt mai puțin păcători. Iar pe atei apostați, pe cei ce s-au sinucit, pe cei care au murit în cele mai mari păcate și toată viața au râs de biserică și de cele sfinte și n-au venit la Dumnezeu, aceea nimeni spate nimeni. Deci Hristos a înălțat binecuvântându-ne și a zăbovit la fiecare ceată de îngeri timp de câte o zi, cum s-ar spune. Și toți îl întâmpinau și cântau din trâmbiță, cum spune psalmitul cu Sfântul sau Domnul într-o strigare. A cărei strigare? Strigarea îngerilor, strigarea serafimilor, strigarea heruvimilor, strigarea puterilor cerești. Și unii îl întrebau, dar de ce este haina ta roșie? Hristos a înălțat la cer cu rănile din mâini și din picioare și din coastă. Deci Hristos a înălțat la cer însângerat. De ce? Ca și îngerii să înțeleagă taina mântuirii și taina iubirii lui Hristos. Nu ca o demonstrație, ci ca un semn al dumnezeieștii iubiri. Deci Hristos la judecată va veni cu același trup luat din Fecioara Maria, cu rănile în mâini și în picioare. Iar dacă noi nu ne-am pocăi și om zăbovim toate păcatele așa cum vedeți în cei mai mulți din oameni acum, ne va judeca nu numai Hristos, ci și însuși rănile mâinilor sale și al coastei sale și al picioarelor sale și spinii care încă se vor cunoaște pe fruntea Mântuitorului, îi va judeca pe oameni. Nu mai văzut răstignit, nu mai văzut că am murit pentru tine, nu mai văzut că am viat de mort, nu mai simțit că sunt lângă tine, în inima ta, în casa ta, deși nu mai crezut. De ce mi-ai întors spatele? De ce n-ai urmat poruncile mele? De ce n-ai citit și n-ai urmat Evanghelia mea? Asta e judecata. Deși trupul lui Hristos va veni la judecata de apoi cu ranile care le-a primit pentru patima cea de bunăvoie, pentru mântuirea lumii și numai privind trupul Domnului cel însângerat pentru noi, ne vom da seama că noi n-am răbdat nimic, n-am sângerat nimic, nu ne-am smerit deloc, n-am răbdat pe fratele, pe vecinul pentru o mică vorbă, hai la judecată, hai la bataie, hai să ne mai urâm până la moarte, să nu ne mai împăcăm. Dacă murim așa, n-avem parte, că unii nu-i Hristos sau unii nu-i faptele cele bune, nu-i nici înviere, nu-i nici mântuire. Iubiți frați, deci Domnul s-a așezat de-a dreapta Tatălui până a 10-a zi, de aceea este duminica mare după 10 zile de la înălțarea Domnului. Nu vedeți? Joia mare se împlinește 40 de zile, iar a 50-a zi, ziua 50.000, de la înviere, sunt 50 de zile, atunci Duhul Sfânt se pogoară pe pământ. Taină mare a prins Hristos astăzi. Deci, de nevoie este să mă înalț eu la cer, când nu mă voi înalța eu la cer, Duhul Sfânt Mângâitorul nu va veni la voi. Iar eu am loc spune, de mă voi înalța la cer, pe toți îi voi trage la mine. Cum îi trage Hristos pe oameni la El? Îi trage la El prin rugăciune, prin împlinirea faptelor bune, prin pocăință, prin smerenie, prin credință, Dumnezeu ne trage din iad, din întuneric, din robia patrimilor, ne trage la lumină, prin Sfânta Spovedanie, prin toate faptele bune. Deci toate faptele bune ne înalță spre Hristos și El ce s-a înălțat. Toate faptele rele ne depărtează, ne aruncă în adânc, în groapa iadului, unde stă cel cumplit diavol. De aceea, luați aminte, este foarte important ce și v-am spus. Hristos s-a înălțat la cer în văzul îngerilor și al oamenilor și s-a așezat de-a dreapta Tatălui cu trupul cel însângerat și așteaptă până la judecata de apoi pocăința noastră, a mamilor, a tatălor, a fetelor, a tinerilor, a călugărilor, a cunșilor, a tuturora, care vor păzi trupurile lor curate și mintea lor neîntinată de păcate, care vor iubi biserica, care vor iubi pe cel sărac, care vor face fapte bune, începând cu Sfânta Rugăciune, care este cea din tâi,
și care trebuie neîncetat să se lucreze în mintea și în inima noastră, este care va alege calea pocăinții, a smereniei, a iertării, a împăcării, a rugăciunii, a cugetării la moarte, a milostenii și a tuturor faptelor bune, aceia vor avea parte de Hristos în viață și vor fi așezat la dreapta lui Hristos la judecata de acolo. Iar care să aleg banii, desfrâul, cârșumile, răutățile, păcatele, și nu sunt nici fii ai învierii, nici fii ai înălțării Domnului, nu sunt fii ai împărăției cerești. Numai dacă s-au pocăit cu lacrimi până la moarte, Dumnezeu primește până în ultima clipă, numai să ne pocăim. De aceea, iubiți frate, Hristos a înălțat la cer ca să ne înalță și pe noi înaintea tronului prea sfinte tăi. Hristos a înălțat cu tot cu trup ca să ne păzăm noi trupurile curate, nu spurcate de păcate. De aceea ne strângă biserica. Păziți-vă de păcate, așa Sfântul Pavel spune, fugiți de desfrânare. De ce? Că e păcatul care se face în trup și spurcă trupul și mintea și totul și nu mai poți vedea trupul cel înviat al lui Hristos. Nu mai poți. Să nu se unii el decât în atânt, și încât, pentru că timpul le s-au scurtat, semnele sfârșitului sunt foarte văzute și oamenii s-au stricat mult și s-au tot depărtat de biserică la cele afaceri, la cele târguri, la... să vadă, să audă la cele filme, la cele de ticălășie. Iată, Hristos ne cheamă direct la cer. Cele omenești ne trag orizontal, spre viață. Cele cerești ne trag direct în sus. Hristos a venit din cer și acum s-a înălțat la cer. Și noi când plecăm din trup, tot direct la cer mergem. Nu mergem prin alte orașe, prin America, prin cele chine, știu eu, direct la cer. Deci noi ținem linia verticală. Legătura directă cu cerul, legătura directă cu Hristos Mântuitorul, care a murit și a înviat pentru noi. Să ne păzăm sufletele curate și trupurile curate și să facem cât mai multe fapte bune, iubiți frați și iubiți părinți. Căci toate faptele bune sunt trepte care formează scara sau urcușul cel ceresc. Cu cât ai mai multe fapte bune, cu cât ne rugăm mai mult, cu cât iertăm pe tot, cu cât ne smerim mai mult, cu cât facem... tot ce putem din faptele noastre bune, Sfânta Spovedanie, Sfânta Împărtășanie, Milostenia, Împăcarea, toate sunt trepte ale înălțării lui Hristos. Și aceste trepte ne înalță la Hristos cel înviat, la Hristos și s-a așezat de-a dreapta ta. Iată foarte pe scurt importanța praznicului de astăzi. Hristos se înalță, dar nu ne lasă singuri. Nu ne lasă părăsit pe pământ așa, niște oameni pe pământ, lasă planeta și acolo să se moare, să se chinuiască între ei. Nu! Hristos este și acum cu noi. Prin ce? Prin cele șapte sfinte taine sau prin biserică. Tocmai aici greșesc sectanții. El nu au legătură cu Hristos, nici nu-i spune Hristos cea înviat, îi spune Domnul Iisus, un fel de Domnul Ionescu, dacă vreți. Așa este Domnul Iisus. Da, da, noi suntem cu Iisus, dar și nu Iisus e fratul. Nu-i Dumnezeu cerul și al pământului. Ei nu cred într-un Dumnezeu înviat și înălțat la cer, nu cred într-un oarecare profet sau un oarecare Iisus. Luați aminte. Și ei de ce îi scot din biserică? Că pe ei îi scoate diavolul din biserică. Că nu pot rada crucea pe Maica Domnului, Sfintele Taine, Sfânta Împărtășanie și arde. Când intră în biserică, parcă arde. N-ați observat, poate, dar când se uită la niște sectanți, când trec în lângă biserică, parcă un demon e chine. Ei sunt demonizați, fratele. Nu gândiți că sunt oameni normali. E păcat să gândiți așa. Ei sunt demonizați, toate sectele. Ură, țâpă, le arde, se duc cu mâna pe dolari și cu dolari, hai să câștigăm noi lumea asta. Să fac treaba asta, vedeți? Este tot. Din banii aceștia care sunt banii demonului, ei fac casă de adunare, că îi îndeamnă satana. Să distrugă ortodoxia, să distrugă Sfânta Cruce, să distrugă icoanele și credința cea adevărată de 2000 de ani. Nu vor putea, dar vor face multe și mari. De aceea îi spune la Matei foarte frumos, că în vremea de pe urmă vor ieși mulți Hristoși mincinoși și proroși mincinoși. Ăștia sunt. Și ei nu pot răbda biserica. Deci ei nici nu intră în biserică, că ea de satana, au diavolul. Ei dacă n-au preot, n-au cruce, unde nu-i cruce, acolo să știți că intră diavolul. Unde nu-i Maica Domnului, unde nu-i Sfintele Icoane, acolo intră demonul. Unde este alcoolist și desfrâu și fără de lege și urgii și televizoare și toate urgiile acestea pământești, acolo intră diavolul. De așa atâția tineri și tinerii evidenți, sărașe, bornavi, chiar unii demonizați. Nu pentru ei, ba. Pentru păcatele părinților, așa neamul lor. Sunt vremuri cumplite, luați aminte, mai este puțin și trebuie să noi să ne înălțăm la judecata cea mare în care va fi în văzut. Hristos a înălțat, pe îngeri, pe toți i-a înnoit, cerurile le-a umplut de slavă, șade de-a dreapta Tatălui, dar când nu ne-a lăsat sărmani, ne-a dat biserică, ne-a dat preoții, episcop, nu suntem părăsiți, ne-a dat Sfânta Evanghelie, ne-a lăsat Sfânta Cruce, Sfânta Cruce ne-a lăsat-o nouă Hristos.
S-a înălțat la cer, dar crucea ne-a lăsat o nouă și unii crucea acolo, Hristos. Aici e taina mare care nu știți. Crucea este cea mai importantă din semnele care ne-a lăsat nouă Dumnezeu, mai mult decât toate icoanele, Sfânta Cruce. Crucea sfințește icoana, nu icoana pe cruce, să luați aminte. Deși e Sfânta Cruce nu se mai sfințește. Ea sfințește icoanele, prin cruce sfințăm sfințele taine, cu crucea la piept și făcând cruce, mergem la drum și mutați în sănătoși, ne scapă Domnul de accidente, de gurile păgânilor și așa mai departe. Deci ne-a lăsat nouă și Evanghelia Hristos, și Sfânta Cruce, și Sfânta Liturghie, și preot, și episcop, și învățători, și duhovnici bătrâni. Cine mai lipsește? De ce dar să fim triști că noi avem toate șansele mântuirii? Numai să facem fapta bună, fraților. Și toate faptele bune, începând cu rugăciunea, toate sunt trepte care ne urcă, ne înalță la Hristos. Te rogi mai mult? Îl simți pe Hristos în inima ta. El se apropie de tine și inima ta se apropie de El. Te smerești mai mult? El se apropie de cei smeriți. Nu spune așa? Salmistul, Duhul Sfânt, smerită m-am și m-am mântuit. Vedeți rugăciunea cu smerenia, cu blândeța, cu leacă de milostenie, cu deasta și regulata spovedanie, cu prezența duminicală la biserică, cu ascultarea de preoți și de duhovnici, cu citirea cărților sfinte ortodoxe, așa rezistăm noi. Nu vedeți și război împotriva ortodoxiei, nu numai la noi, dar la noi cel puțin parcă s-au făcut din cap și fac de cap cei care, chiar care ne conduc. Ei nici nu dacă știu ce fac. Ne vând la cei nebotezați. Care nu știe dumneavoastră. Ei bine, ce vor să facă? Să lichideze cum necum ortodoxia asta românească. Îi incomodează grozav cele 250 de mănăstiri. Când văd ei, cum ar fi azi la neam, ramă cel mare al mănăstirii neam, unde sunt mii, zeci de mii de oameni acolo adunați în lume, se roagă, unii plâng, alții cântă, alții se închină, alții bat metanie, alții sărută Sfintele Icoane. Când văd cei care nu cred în Hristos sau nu au credință adevărată, ei țin în demn. Și atunci, hai să facem ceva, să le vindem pământurile, să le vindem fabricile, să le vindem casele, fetele să le trimitem pe la cei turci, cum știți ce se întâmplă acum, tinerii să trimite pe noștri de după câte un gologan de-a lor, parcă noi murim de foame. Și ce țară frumoasă avem! Și ce frumusețe din mănăstirea de România asta! N-ați văzut alte țări! Deci așa de frumoasă, păcat că mulți dintre noștri, tinerii mai ales, încep să nu-și mai iubească țara. Mai frumoasă Italia, mai frumoasă Turcia, mai frumoasă este Libia și așa mai departe. Uite, dragă, acolo între păgânișe, dacă nu-ți place țărișoara asta, unii Hristos se slăvește peste tot. Că nu-i sat fără biserică, nu-i comunul aproape fără mănăstiri, nu-i județ fără marile mănăstiri și este o țară legată de cer prin biserici și mănăstiri. Și poporul care e blând, să rămână blând în continuare și să iubiți biserica și să iubiți fapta bună și să iubiți Sfânta spovedanie, să-ți ascultați de duhovnici și atunci Hristos ne va înălța să pe noi la cele cerești, ne va lumina, ne va întări, ne va scăpa de toți. Dar nu uitați, am spus, când avem crucea în mâna noastră, acolo Hristos e înviat, Hristos e înălțat și din cruce fug toți demonii și toți sectanții. Când văd crucea, îi apucă durerile de cap. De aceea noi să rămânem cu Hristos. Pentru noi Hristos a înviat, pentru noi Hristos a înălțat, pentru noi Hristos este între noi și ne așteaptă să ne schimbăm viața, ca să ne primească, ca să ne mântuiască, ca să ne mântuiască, ca să ne înalță la cele cerești. De azi începând și până în ajunul Duminicii Mari, în loc de Hristos a înviat, știți cu toții, ne salutăm cu Hristos s-a înălțat. Nu uitați aceasta, frați români și frați moldoveni. Alte părți a țării nu vrea să mai spune aceasta. Iubiți tradiția noastră sfântă. De asemenea să nu uităm, toți astăzi este ziua eroilor. Cine știe câți eroi au murit pentru neamul acesta românesc? Pentru ce se lupta Ștefan cel Mare și Mircea cel Bătrân? Pentru ce se luptau Matei Basarab, Vasile Lupu și toți marii noștri voievozi? Sau pentru ce și-a dat viața ca martir Sfântul Constantin Brâncoveanu cu cei patru copii? Pentru ce? Nu a pus întrebarea. Pentru că să-și facă România sau țara lor mai mare niciodată. Pentru ca să apere ortodoxia aici unii au fost moșii și strămoșii noștri. Să nu intre aici păgânul, să nu intre turcul, să nu intre tatarul care erau păgâni, să ne păgânizeze pe noi, ca să rămânem ortodoxi legați de Hristos și de cruce și de cer. Așa încât așa se rămâne. Iar cei care vor acum să conducă lumea toată și să ne bage în sac cu celor din Occident, știți ce vor să facă? Să distrugă, nici nu pomenesc ei de eroi, nu pomenesc nimic de tradiția românească, de istoria românească, de oamenii mari ai României, nu pomenesc. Ei numai atâta, gândul lor numai la Occident și la NATO și la armii lor. Ăștia sunt oameni posedați. Nu sunt oameni. Nu sunt oameni care își dau seama că Hristos conduce România, nu conduc oamenii. Păi când e teme de ruși, acum e mișură. Deci luați aminte, suntem cu Hristos
nu ne temem de nimic. Suntem cu Sfânta Cruce în inima noastră, nu ne temem de demoni. Suntem cu biserica, cu cele șapte sfinte taine și pentru aceea închei cuvântul meu rugându-i bunul Dumnezeu să ne înalțe pe toți la cer prin faptele cele bune, începând cu rugăciunea, prin smerenie și prin vândete, prin toate celelalte fapte bune, să ne înalțe Dumnezeu la cele cerești și să ne unească prin dragoste și să scape Dumnezeu România de păgâni și de necreștini, iar pe eroii neamului care și-au dat viața pentru neamul românesc și pentru pământul nostru străbun, Dumnezeu să-i odinească într-o împărăția sa. Închei cuvântul zicând, Hristos s-a înălțat!